seara și vă doresc un an nou fericit. Au trecut două săptămâni din acesta. Astăzi este o sărbătoare religioasă destul de importantă, mai ales la ortodoxi, odovenia Bobotezei, a botezului Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt 8 zile de la acest praznic împărătesc, bisericesc. Suntem, după cum știți, în ajunul sărbătoririi poetului național Mihai Eminescu. Mâine se împlinesc 165 de ani de la nașterea sa și cu acest prilej, cu această ocazie, în cinstea acestui eveniment deosebit de important din literatura română, din cultura română, domnul Ioan Vasile Bulgărea a ținut neapărat să serbeze, să marcheze această omagiere, această aniversare a poetului național prin o activitate, cum spuneam, culturală, poetică, literară, culturală. E vorba de al cincilea volum al domniei sale. Păi acum 165 de ani se năștea luceafărul poeziei românești. Acum vreo 7 ani se năștea o stea, o micuță stea care pâlpâia în jurul marelui luceafăr, identificându-se cu primul volum de poezii, Dor de voi, dacă bine mi-aduc aminte. Deci, al domnului Ioan Vasile Bulgărea, pentru cel care îl știți, ca om, ca bun profesionist la locul lui tânsului de muncă, dar și ca poet. Este început de an, este anul 2015, care e reprezentat astrologic, numerologic, de cifra 8. Ca și 0, cifra 8 este completă, se închide și ea marchează și ne spune, de fapt, că în acest an toate activitățile dumneavoastră, ale noastre, a tuturor, dacă sunt făcute cu patos, din suflet, din inimă, cu acel foc constructiv, foc între ghilimele, ele, în 2015, vor avea finalitate. Deci se vor încheia. N-am de lucru să spun, dar este un adevăr. Vorba președintelui actual, Klaus Iohannis, va fi pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru mine, pentru noi, un lucru bine făcut. E, acest volum este, cum spuneam, al cincilea și are un titlu destul de interesant, surprinzător, incitant, Dragoste și spin. Dragoste, știm ce înseamnă, și spini, știm ce înseamnă, și o să vedeți în conținut, să vedeți în poeme, de fapt în poezii, poemele sunt și mai pretențioase și ele sunt și mai vaste, se întind pe mai multe versuri, strofe, pagini. Deci, spuneam, e destul de interesant. Veți vedea, eu am văzut despre ce e vorba, mă refer la partea a doua, pentru că el e volumul împărțit în două, Dragoste și spin,
și se divulgă sau înțelegem, că trebuie să înțelegem pe autor, indiferent de natura operei sale, să înțelegem, să înțelegem cuvântul, versul, strofa sau poezia în general. Deci e destul de atractiv titlul, dar o să vedeți și poeziile. Păi, despre dragoste, de exemplu, marele dramaturg, marele romancier francez, Honoré de Balzac, cu Comedia umană, știți dumneavoastră, foarte întinsă, conținut, subiecte, de toate felurile, vreo 95 de opere sunt terminate, vreo 48 nu sunt terminate, dar ele conțin orice. Și realitate la romanul realist, și ceva de psihologie sau mult, dar și cele de fantezie. Și el spunea, apropo de titlul romanului, de volumului, mai ales de prima parte, că dragostea este poezia simțurilor, simțurilor noastre umane și alte ființe au simțuri, până la urma omei și arborii și plantele, știți dumneavoastră. Dar și poetul nostru, regretatul Nichita Stănescu, cel care, apropo de mâine, ziua poeziei, ziua literaturii, de ce să nu spunem ziua culturii române, el spunea despre limba română că este dumnezeiesc de frumoasă. Și apropo de dragoste, de iubire, și el spunea că suntem ceea ce iubim. E, plecând de la aceste lucruri, trebuie să înțelegem autorul în speță, să-l înțelegem pe domnul Ioan Vasile Bulgărean în ceea ce a vrut să spună în al cincilea volum. În celelalte, desigur, toți sau marea majoritate a fost prezent, v-a onorat cu ele subsemnătură, particularizat autograful, dar veți vedea și aici. E vorba de opera dânsului. Și dânsul, ca fiecare dintre noi, la locul de muncă, avem un obiect de lucru. Lucrăm în activitatea respectivă cu ceva. Eu cu ceva, domnul Nochi cu altceva, dumneavoastră cu altceva, domnul Teeru, care cu altceva, fosta mea elevă, care cu altceva, dânsul lucrează cu cuvântul. Foarte important. Sau cel mai important. Și nu e ușor să lucrezi cu cuvântul. Știți că Noul Testament, Evanghelia, ne spun acolo, negru pe alb, transmis de când, că prima dată a fost cuvântul. Desigur, la Dumnezeu și apoi la Fiul Sus, la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și e important, El trăiește, El există, cuvântul, și El dă viață tuturor, dă viață la orice, prin graiul oricui. Nu spun acum și nu mai dau exemple, apropo de exemplu cu președintele țării sau cu scriitorul Balzac sau cu poetul nostru regretat. E, dar trebuie să-l înțelegem pe poet, să înțelegem semnificația fiecărui cuvânt. Ele sunt multe înțelesuri ale cuvântului, dar și sunt multe cuvinte în versul respectiv. Și sunt multe cuvinte în strofa respectivă. Și mai ales foarte multe cuvinte
în poezia, în poemul respectiv. Și suntem datori pentru noi, ca să înțelegem ceea ce a vrut și vrea și va vrea, va dori, pentru că, apropo de cuvânt, îl știți toți, îl știu și eu, am participat, mă repet, la câteva lansări și la asta de aici, se ține de cuvânt. Dânsul este un om de cuvânt, și la propriu, și la figurat. Și ne promitea, după primul, după al doilea, după al treilea și chiar după al patrulea, că va continua. Și uitați că dânsul continuă să se manifeste profesional, făcând abstracție de cea din care s-a pensionat, să scrie, să ne facă și nouă plăcere, în afară de plăcerea dânsului, să ne transmită și nouă sentimente, în afară de ale către familia dânsului, și ați văzut și în altele, și aici o să vedeți, către mamă, către tată, către soție, către copil, către rude, către prieteni, către cei apropiați, către noi toți, că trebuie, spun, să înțelegem ceea ce a vrut să scrie în toate 5 volumele, printre care și acesta. Nu mai continui, nu vreau să vă fac aici multe lucruri, eu mi-am scos câteva precizări care se referă la cuvânt, la semantica lui, la importanța lui, la semnificația lui. Dar nu vreau să vă țin mult și nu vreau să credeți că eu aș crede, jocul de cuvinte, că nu știți să interpretați poezia, volumul, ca și acela care cântă, ca și cel care repară ceva, ca și cel care prepară ceva, apropo de mâncăruri, de băuturi și așa mai departe. 5 volume. Spuneam că e o stea micuță, dar ea a pâlpâit, acum luminează destul de bine lângă luceafărul poeziei românești. O fi destul? O fi de ajuns? Nu. Eu cred că nu. Și știți dumneavoastră că nimic nu-i de ajuns. Nimic nu-i destul. Și eu cred că domnia sa va continua pe acest râm al poeziei, al literaturii, de ce nu, al culturii românești, în micuțul oraș de la poalele Măgurii Silvaniei, spre satisfacția dumnealui și a familiei, dar și a multor zalnocani de unde a plecat, a noastră și leoanilor, a multor sau tuturor sălăjenilor și nu numai. Pentru că volumele dânsului le ajunge și la Biblioteca Orășenească, și la dumneavoastră, și cea județeană, și la altele din județ, dar și la Biblioteca Națională a României, bibliotecă care i-a dat girul, pentru că se regăsește cu nume, cu prenume, cu număr, deci așa mai departe. Acest volum a apărut anul trecut la editura Silvania, cu sprijinul, cu aportul, cu contribuția de tipărire, de tehnoredactare a Tehnoprint Zalău. Trebuie să vă spun că are două parcă poezii care se referă la șah. Și la șah, știți dumneavoastră că există și rocada mică și rocada mare.
vă spun lucrul acesta, dau aceste date, fac această paranteză, pentru că volumul începe cu o prefață minunat scrisă, minunat realizată de cel ce care a fost profesorul Dumitru Corbeanu, plecat el prea devreme dintre noi, Iisus acolo în cer, în dreapta Domnului, dar a avut prilejul domnul Ioan Vasile Vodian, a avut norocul să-l prindă în septembrie anul trecut și o să vedeți ce frumoasă prefață a făcut în acest noroc, în acest volum de poezii. Vă mai spun și o să vedeți și apreciez lucrul acesta, îl întăresc și laud acest lucru, ca această copertă interesantă, ca și titlu, suntem fanteziști noi, românii toți. Domnul Bulgăreanu, vă spuneam, se joacă în seara cuvântului, cu cuvântul. Și eu, de fapt, sutele mele de articole, poate mii, la vreo 35 de publicații din județ și din țară, o să vedeți acolo, apropo de spini, dar și de poeziile din conținut în care se referă și la spin, și la propriu, și la figurat, dar și aici, iertați-mă, imediat te duce cu gândul undeva. Coroana asta de spin, spuneam înainte, și de-aia am făcut eu paranteza, apropo, de izvorul, de izvoarele cuvântului, ceea ce a fost prima dată, și, deci, coperta e realizată de fiul dânsului, de Leonardo Sergiu Bulgărean, elevul meu, i-am fost și diriginte 4 ani și foarte bine sugestivă, chiar că se referă și reprezintă și ne arată și dragostea ca simbol așa ceva acolo, dar și apropo de spin minunată trimiterea. Eu nu să vă țin prea mult, că și dumneavoastră veți dori să spuneți câte ceva despre omul bulgărean, despre ruda, prietenul dumneavoastră bulgărean, n-a plecat, despre soțul bulgărean sau despre tăticnul vă pe Leonardo. Este? Ne aude. Da, ne va auzi. Îți face datoria domnul Ovidiu Teieru, apropo de lucrul ăsta, fac o paranteză, trebuie să o fac, îl văd cât e de activ și dânsul este un om de cuvânt, dar este un om de imagine. Vedeți, fiecare lăsăm în urma noastră la locul de muncă diferite obiecte, cei care scriu diferite lucrări, cei care fac poze, diferite fotografii, cei care mai și pictează, știți că domnul Bulgărean și pictează tablourile de pictură, care sunt de natură umană sau de areal înconjurător, spun și ele ceva. Dar și dincoace, aparatul de filmat vorbește și el. Poza suplinește câteva sute de cuvinte. Cuvintele din carte, dintr-un roman, dintr-o poveste, ne spun ceva. Ele sunt înșiruite, de-aia romanul are multe cuvinte, multe pagini. Cartea respectivă.
povestea respectivă. Cuvintele din volumele de poezii, din poezii, din poeme, sunt mai puține. Dar ce mare semnificație au ele. Și aici e talentul poetului. Vorbim de poet acum. De a căuta cuvântul potrivit. De a-i căuta sensul sau sensurile. De a înțelege, chiar dacă el se repetă ca litere conținutul lui, dar știind să-l folosești cum îl folosește domnul Bulgărean, de dânsul vorbim acum, trebuie să înțelegem semnificația cuvântului sau semnificațiile acelui cuvânt, dar semnificațiile celorlalte cuvinte. Dar cum le pune în pagină, dar le transmite și le glisează, le transportă între ghilimele în altă poezie, în alt poem, cu altă temă. Și sunt aceleași cuvinte, aceleași litere, dar au altă conotație și le dă, pe lângă semnificația aia primă, altă resemnificare, altă resemnificație. E, aici e harul dat de la Domnul, dânsului ca poet, dar și dumneavoastră și nouă în activitățile noastre. Nu, de aici, de acolo, nu a picat nimic. Nu știu de unde a venit, numai de sus. Fiecare e înconjurat de o aureolă a lui, de mămică bună, de tătic bun, de profesionist bun la locul de muncă, de bucătar bun, de șofer bun, polițist, de poet bun și așa mai departe, de doctor bun. Fiecare are aureola lui. Nu se aseamănă, pentru că e a mea, e particularizată. Sunt vreo 7 miliarde și ceva, nu? E, ea se răsfrânge și îmbracă parcă obiectul respectiv. Să transmite de la tătic între ghilimele, tăticul volumului poeziei, tăticul paharului, al, și așa mai departe după profesiune. E, aici e meritul celui care lucrează, celui care scrie și așa mai departe. Eu vă spun, o să vedeți acolo, cele 62 de poezii sunt împărțite, cum spuneam, se referă la dragoste, dar se referă și la spin. Nu o să stau acum să vi le descând pe toate, să vi le descifrez pe toate, n-avem nici timpul și nu-mi propun eu așa ceva. Dar, rugându-mă, invitându-mă din nou aici, pentru a treia oară sau a patra oară, și îi mulțumesc și sunt bucuros că m-a invitat și de asemenea bucuros că sunt împreună cu dumneavoastră să fim martori la lansarea celui de-al 5-lea volum. Eu, Marin Ștefan, descoperirea mea, eu am descoperit cele 62 de poezii împărțite atât la capitolul 1, dragoste, cât și la cel de-al doilea spin, între sau în niște tematici, tematici poetice, tematici literare, tematici de cultură, după semantica, după înțelesul, după semnificația sau resemnificația cuvântului. Și e părerea mea. Nu sunt eu Călinescu, nu sunt eu profesor de limba și literatura română, sunt un profesor de sport, dar implicat în actul de cultură mult, mult, mult. Și atunci am descoperit aici câteva poezii sunt nominalizate, adică clopotul cerului,
de dincolo de tine, miroși a ceea ce iubești. Adu-te pe tine și muza mea, dragostea. Ele sunt create de lângă poetul Ioan Vasile Bulgărean pe confesiune sentimentală și pe dragoste. Și n-am de lucru. Și atunci am zis, cum făcea și Corbeanu, dar el făcea mai detaliat, și eu văd că mă lungesc și o să vă răpesc din timp, dar o să mă scuzați, poate altă dată, dacă nu-i convine, mai ales dânsului, care, mă repet, nu se va opri, o mă mai cheamă nici aici, nici să-i văd acasă etalate tablourile și să mă vadă cum iertați cuvântul. Cum era să zic cuvântul, cum mă holbez eu și mă uit ce reprezintă. Și e greu și acolo să te uiți ce reprezintă, nu numai aici. Și erau, ce erau? Turnurile gemene. Da, felicitări și pentru mine. Clopotul cerului, de dincolo de lume, bate ca o toacă din mijlocul miezului, clopotul cerului. De dincolo de tine, bate ca un zgomot aproape de mine, clopotul amintirilor. De dincolo de stele, bate ca o taină a visurilor mele, clopotul dorului. Clopotul dorului de mine. Altele poezii, cum ar fi Nu uita, Ziua de azi, Micul cerșetor, Cine sunt eu? Ele sunt construite, făcute, pe multimilenarea existență a omului. Și am ales eu de aici una dintre ele, dintre astea nominalizate. Ele toate au primite. Aia va lua cu cuvântul, sensul, trebuie neapărat să-l înțelegi pe poet. Trebuie să-l înțelegi și pe mamică, pe tată, dar și invers, mamică, tăticul, trebuie să-l înțeleagă pe la mic, mai ales că e mic. Și Luceafărul îl înțelege și îl lasă să se miște mica stea pe lângă Luceafăr. Ziua de azi. Ieri am aflat un lucru ciudat, de toți uitat și nedescifrat. Că ziua de mâine nu mă aparține. Că ziua de ieri nu mai contează și că ziua de azi devine o clipă, o zbatere de aripă. Și vreau să o trăiesc, așa-i omenesc, pentru că doar ea, ziua de azi, este a mea. Altele, măicuței mele și tatăl meu sunt construite pe simțul cunoașterii și pe cel recunoașterii, pardon, pe tandreță maternală și pe tandreță paternală. Și am ales poezia tatălui meu. S-a dus și tata printre stele, nemângâiat, poate deloc. Erou al visurilor mele, bătaia altora de joc. Să o săruți din partea mea, tătucă, de-o întâlnești în rai pe mama, de-o fi chiar umbră sau nălucă, ea totuși o să-și dea cu seama. Eu te-am iubit în felul meu, să nu uiți asta niciodată. Acum ești iubită de Dumnezeu, vei înțelege poate odată. Gândește-te la noi, din ceruri, și roagă-te să fie bine. Copiii tăi din alte vremuri se vor gândi mereu la tine. Dacă poetul, dacă scriitorul n-are imaginație, dacă nu introduce și parabola, și metafora, dacă nu introduce și aforismul, parcă opera lui este searbădă. Și aici m-am oprit la această poezie. Mitru din Șimleu, bunului meu prieten și confrate în ales visului, în cenar negru, să merge domnul, mă repet, Dumitru Corbeanu.
Pe tabla lor de șah rămâi rege, singura piesă care jocul lor nu poate să fie îngenunchiată. Rămâi acolo până când jocul se va relua și se va duce până la plus infinit. Pe tabla mea de șah rămâi mereu regele și prietenul meu, mitru din Cimreu, în epopeea noastră despre Dumnezeu. Eu am găsit și poezii care se referă la buna dispoziție și la ironia subtilă, dar și la recursul la patriotismul românesc. Și sunt aici multe, eu le-am ales pe Gângurin printre rânduri, Tabla mea de șah, Iubesc acest pământ, Țara mea Silvană, La investitură, Republică măreață șatră, Într-o țară și alta limba noastră. Și m-am oprit la una din ele. Și spune așa, apropo de patriotismul local. Țara mea Silvană, în dealurile astea ancestrale se mai găsesc din când în când comori, vorbite în vise pastorale și ieri și azi și adeseori. Pe mărburile ei silvane, adeseori răvnite în lupte, cu cele moarte în icoane, ce din istorii parcă zrupte, deasupra cu cetăți ascunse, ce astăzi sunt săpate în tihnă, de prin istorie sunt deprinse, vestigii condamnate la odihnă. Orașul adoptiv al vieții mele și mleul răscolit de atâta vreme, te pot alinia între stele, chiar între stelele supreme. De aici plecat au mari simboluri ce sunt recunoscute peste vremuri și nu ca tainice bat jocuri pe care, când le vezi de atunci, să trebuie. Te-a pus să trebuie. Și mleul meu, cu dimineți silvane, te întâmpine cu trei intrări divine, sculptate în cap de lup și băi romane, în stânci și turnuri celestine. E prea frumos aici să plec din tine și nu sunt supărat pe nicio poartă, dar totuși nu pot să mă abțin să nu mă las poful într-o scoarță. Să scriu pe poarta de intrare a unui tei că sunt prietenul ce nu dorește lacrimi și că iubesc pe toți și pe atei și chiar pe cei ademeniți de patim. Îmi place aici, în țara mea silvană, ce-i plină de cultură și poveste, de liniște și pacea de lenească cu nopții dimineți celeste. Frumos, frumoase toate, o să vă las pe dumneavoastră să le citiți, să le interpretați. Și acum l-am rugat pe domnul Bulgărean, pe autor, să ne spună câteva cuvinte, câte vrea dânsul, ca să luăm aminte, mai ales de la dragoste și de la spin, provocându-l cu acest catren. V-am spus, astăzi este și ziua dânsului de naștere, am primit 54 de ani. La mulți ani, sănătoși, toți frumoși și să treceți de 100. Sau să fie poate 1000. Îl provoc cu acest catren ca să ne răspundă la întrebarea mea sau și la altele ale dumneavoastră. La ziua de naștere afirmă cu putere că îi sunt ani plini de dragoste și spin. Felicitări pentru al cincilea volum de poezii. Am repetat de nu știu câte ori că sunteți un parolist, vă țineți de cuvânt, apropo de cuvântul din fiecare poezie și, cum spuneam, drumul deschis, Luceafărul acolo sus, mâine e ziua Luceafărului poeziei românești, astăzi este ziua unei stele a culturii șimleoane, a culturii sălăzene, de ce a culturii române, pentru că, vedeți, are deja 5 volume. Așa spune legea, așa spune
la nivel de țară, spune Uniunea Scriitorilor din România, de la 3 volume în sus vei putea deveni membru al Uniunii Scriitorilor din România. Poate ca Eminescu, de a cărei operă m-am îndrăgostit, cam prin clasa a 5-a, a 6-a, citind-o, ascuns prin lanul de cânepă al familiei. Și vă uitați așa la mine. Nu, vă uitați așa la mine. Nu, nu mai scriu eu, că vreau hârtia. Atunci, prin anul 69-70, era perfect legal să cultivi cânepă. Acum nu ai voie nici măcar să o fumezi. Cum să mai schimbă lumea asta? Apoi, opera mi-a fost influențată de generația în blugi, condusă de marele Adrian Păunescu, despre care oricine ce ar spune, am o plăcută aducere aminte. La un spectacol al Cenacului Flacăra, m-am strecurat în fierful lui, din spatele unei scene improvizate undeva prin Zalău, și am reușit să-i arăt câteva versuri scrise și cu umilință maximă m-am rugat să mi le publice în extraordinara revistă Flacăra, de pe vremuri. S-a uitat la mine, după ce a citit, și mi-a spus, prietene, continuă, că scrii frumos. Și nu mai vedea peste câțiva ani prin reviste. Apoi am ajuns să scriu cam prin 2010. Azi a murit un titan și îl chema Adrian. Nu era împărat, era poetul meu preferat. Vă acuz de crimă cu premeditare pe toți cei fără de onoare. De ce oare? Apoi, prin toamna târzie a anului 2014, m-am despărțit de un alt prieten, despre care azi vă spun cu tot regretul că nu este aici să ne vadă, să ne audă și să ne râdem împreună, că pe tabla lor de șah rămâi rege, singura piesă care în jocul lor nu poate să fie îngenunchiată. Rămâi regele meu, regele și prietenul meu, Mitru Corbeanu din Șimleu. Nu am ajuns să scriu nici ca Eminescu, nici ca Adrian Păunescu. Dar luând la curicat ceea ce am scris până în prezent, cred și sper că am reușit să mă fac înțeles prin stilul meu influențat de către cei doi nemuritori ai poeziei universale. Și pentru a mă face și mai bine înțeles, am să vă citesc câteva rânduri scrise de Păunescu în memoria lui Eminescu, transpuse de cel care i-a idolatrizat azi aici. Poezia se intitulează Plopii fără el. Pe lângă plopii fără soț, trec anii cu încetul și ei ar fi aproape toți de n-ar lipsi poetul. El nu a fost nici când era, doar trecătoare copii împrejmuiau absența sa și fără soț, toți plopii. La locul lor, toți plopii sunt, poșnind, cu tot firescul, dar n-are niciun sens și nici cuvânt, lipsește Eminescu. Așa suntem cu toți, destinul ne arată, doar plopii fără soț, cu soț chiar niciodată. Și primăria îi are în stoc și îi numără într-una, dar nu mai bate nenoroc și nu-i foșnește luna. Nici primăvara nu dă sens, n-au vară, iarnă, toamnă, în jurul lor e un gol imens ce Eminescu înseamnă. Iubita e acum pământ pe care aleargă mângii, sau a ajuns frunză în vânt într-una dintre dânsii. Mai bine nici să nu-l vedeți. Sunt niște plute oarbe, numai poetul din poeți în cer îi reabsoarbe. Bat cât mai trist un gând din toți, prunzișul veștejindu-l pe lângă plopii fără soț și fără Eminescu. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru felicitări, mulțumesc și domnului primar care m-a sunat din Italia ca să-mi adreseze felicitări. Și, nu în ultimul rând, mulțumesc celor care au făcut posibil ca acest volum să apară. La noi se cheamă sponsor. O să vă rog frumos să rămâneți cu mine împreună și să continuăm partea a doua, nu a volumului care se cheamă Spin, ci partea a doua a întrunirii noastre. Da, dar până atunci, spuneam și în intervenția mea, eu mi-am dat cu părerea, dânsul a motivat aici ceva
n-a lăsat deocamdată la o parte dragostea, n-a spus despre stin, ne dăm noi cu părerea, citind-o, citind poeziile, interpretându-le, dar vă rog, așa se cuvine, să vă spuneți care doriți, care vreți, câte ceva despre omul Ion Vasile Bulgărean, despre poetul Ion Vasile Bulgărean. Domnul, mi se permite, eu promit că vor fi mai spune decât domnul și decât domnul. În primul rând, vă doresc la mulți ani în numele colegilor de la primărie și a Consiliului Local. Noi ne bucurăm foarte mult când și în Silvaniei se petrec asemenea evenimente culturale. Anul trecut, dacă nu mă înșel, au fost 6 lansări de carte aici în orașul nostru, ceea ce demonstrează că cultura în continuare și meu este la ea acasă. Despre domnul Bulgărean, răspunind acest volum, îmi pare rău că colegul meu Ștefan Marin n-a citit până la capăt poezia Țara mea, Silvania, dacă îmi permite... La capăt. Silvan, până la capăt. Bine, atunci nu revin. Totuși, mă refer la capitolul Spin, unde el m-a găspuit de acum câteva zeci de minute, să zic, acest volum. Mi-am dat seama că poetul Vasile Bulgărean are o atitudine civică care ar trebui să ne caracterizeze pe noi toți, în special pe șimbreoani, zic eu, de vederea șimbreoanilor. Și dacă vă citesc doar câteva versuri din poezia Republică Băreață Șatră, vă dați seama că dânsul are o opinie foarte clar formulată. Am impresia că versul pe care îl citesc prima dată chiar este un spin pentru primăria Șimleu. Când plouă, suntem inundați. Bine am reținut. Fiecare înțelege ce vrea. Exact, da. Dar, într-adevăr, se preocupă și de lucruri, zic eu, mult mai serioase, nu, pentru că asta n-ar fi serios. Scrie de academii fără învățați, de medici, de spitale fără medici și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că este preocupat, practic, respectând proporția, știm că poetul este conștiința unei națiuni, mă rog, poeții din Șimleu și sunt mai mulți, spre bucuria noastră, ei sunt conștiința comunității din care fac parte. Eu vă felicit, muza dumneavoastră se pare că nu vă lasă în pace și sper că cât de repede va apărea și al 6-lea volum, la care vă doresc multă sănătate și succes. Mulțumesc! Mulțumim! Să fac o precizare că volumul a fost pregătit ca să fie lansat în toamna anului trecut, dar a avut loc de nenorocire cu domnul Corbeanu și asta a fost principala cauză pentru care a fost amânată lansarea pentru luna ianuarie a anului curent. Mi-a plăcut prezentarea pe care ați făcut-o cu aluzii la Biblie, la Evanghelia de la Ioan, unde, într-adevăr, se spune la început era cuvântul și Dumnezeu era cuvântul. Deci, iată, puterea semantică, cum numiți noastră, a cuvântului și s-a dovedit din totdeauna că cuvântul are un efect deosebit. Fiind preot la sfințirea de apă, fiecare preot simte puterea cuvântului asupra apei. De exemplu, s-au făcut analize de laborator și s-a dovedit deosebirea dintre apa sfințită cu puterea cuvântului și apa care era doar o simplă apă, care a rămas fără puterea cuvântului. Îl cunosc pe Vasile Bulgărean de 29 de ani.
22 martie 86 la Pericei. Era instalarea mea de preot și am întrebat, cine-i băiatul ăsta? Era tânăr, adică eram tânăr și eu și el. Păi este șeful de post. Șeful de post de la Pericei, l-am cunoscut, ne-am cunoscut, ne-am petrecut o anumită perioadă împreună la Pericei până când a plecat la Șiuleu. Cunosc inclinația spre artă, spre pictură în general, spre poezie. Dintotdeauna avea inclinație spre așa ceva. N-am reușit să citesc cartea al cincilea volum. Mi-aduc aminte de lansarea al patrulea volum, când domnul Corbeanu, fie iertat, i-a spus să continue și să așteaptă un alt volum. Eram aici. La ultima, sau la al treilea, mi se pare, sau nu știu la care, dar a fost bolnav o perioadă la care n-am putut să fiu prezent și mă bucur că acum sunt aici și îl felicit, mai ales că este și ziua de naștere și pe dumneavoastră, domnul Ștefan, mi-a plăcut sincer cum ați făcut o prezentare de carte. Chiar îmi făceam ideea pe drum, mă gândeam cine o să prezinte cartea la Vasile Bulgărean. Că dacă Mitică Corbeanu s-a dus, era prietenul nostru, îmi făcea problema cine va prezenta cartea. Vă felicit și pe noastră și mai ales pe autor. Mulțumesc. Uite ce am aflat de la părintele. Intuiam noi, realizam noi, dar nu știam așa cum ar fi problema, nu? Cum zice omul, care e chestia cu trestia. Uitați-mi cuvintele. Apropo de simțul, vedeți? Că și dânsii a spus că fiecare profesiune are aura ei. Și mai ales dânsii slujitori ai Domnului acolo, mai ales în biserică. Sus, Domnul, sfinții toți și așa mai departe. Mult de vorbit. Mare e taina aceasta și uite cu dezvăluirea dumneavoastră întărește foarte mult ce putere are cuvântul de la Domnul, prin tot așa la dumneavoastră și asupra apei, care devine aiasmă, da? Ca și element material. Sigur. Deci ce lămurire are cuvântul asupra materiei. De-aia am pledat și eu pentru a înțelege semnificația cuvântului, pentru că Domnul Bulgărea și în genere, toți cei care scriu, că sunt publiciști, că sunt poeți, că sunt dramaturgi, că sunt scriitori, indiferent de natură, transmit ce trebuie prin cuvânt. Că reușesc, că nu reușesc, depinde de aura fiecăruia, de puterea fiecăruia de a găsi acel cuvânt, acele cuvinte, acele sinonime ale cuvintelor sau chiar aceeași construcție, mă repet la început, același cuvânt. Una e limba românească, una e limba cu care vorbim, una e limba de la pantof, una e limba de pământ, știm noi asta la jurul, și așa mai departe. Și aici, în asta constă măestria autorului, dar nu numai a poetului Ioan Vasile Bulgărean, nu numai a pictorului Ioan Vasile Bulgărean, mă repet, ce pictor frumos are și despre natura umană și despre arealul înconjurător, despre peisagistică, dar a tuturora. Fiecare avem aura noastră în domeniul nostru, care ne particularizează, ne reprezintă după Constituție, după vrerea Domnului, nu după vrerea noastră. Și când plecăm, unde plecăm, eu am transmit și doresc și mă rog bunul Dumnezeu, nu, să treacă de 100. Da, și asta. A, nu, avem un cineva. Bun. Mulțumesc. Până la sfârșit, până la redacție. Bine, dar atunci urmați-i sfatul gazdei, poetului, amfitrionului. Da.